Sunt grăbită, sunt mereu pe fugă, sunt anaibii, că doar asta e. Și nu umblu la mine cu praz, contrar aparențelor. Dădeam spectacole în fața persoanelor în vârstă de la țară, mă urcam pe piatră și făceam concerte acolo. Acum iau bani pe treaba asta. Stăteam de vorbă cu mine și mă întrebam dacă mai știi când eram copii, când eram copii. Încercam să copiez în facultate și am și reușit de câteva ori. Mă antrenez să fiu o soacră foarte rea. Am zis că nu o să fiu, dar iese din mine în fiecare zi treaba asta. N-am cum să mă controlez. Poate dacă ar mai veni o fată, s-ar mai balansa situația. Paișpe ani, prima dragoste, da. Mi-aduc aminte. Foarte frumos. Cum îl chema? Hai, ce greu mi-e să vorbesc despre asta. Marius. Și? Ce? Știi? A fost relație lungă, de-aia e greu. A fost relație lungă. De la 14 ani până... Da. Așa că mergem mai departe. Viața este foarte frumoasă și din fiecare despărțire sau din fiecare situație trebuie să învățăm ceva și să fie ceva constructiv în treaba asta. Cu siguranță... Ai fost evacuat! S-a întâmplat treaba asta pentru că trebuia să ajung în altă parte și lângă altcineva. Băiețelul meu m-a lăsat fără aer. Categoric m-a lăsat fără aer. Chiar atunci am și scris piesa Fără Aer, alături de gașca de la Demoga. M-a lăsat fără aer, David. David are o iubită chinezoică. Xinxi. Greu pentru mine. De ce? N-am nimic împotrivă, mă bucur foarte tare pentru el. Îi place de o chinezaică de la el din grupă, fetiță foarte frumoasă. Și chiar am făcut o glumă acum câțiva ani, cum ar fi să vină David acasă cu o chinezaică. Da. Viața e doar o joacă de copii. Barza face copii, Barza îi aduce în zbor, îi lasă în cioc, jos și asta e situația. Super! Vai, dar ce mă bucur! Doamne ajută! În oglinda mea te văd o viață întreagă. Oare mă vei iubi la fel și după ce ani o să treacă? Nici ele nu știu ce vor. Cred că dacă au o afecțiune se satură. Cred că dacă n-au bani vor bani. Nu știu, nimeni nu știe ce vor femeile. Nici măcar noi nu știm ce vrem. Ce vrem, frate, ce vrem? Stabilitate. Un om bun și stabilitate și cu siguranță carieră. Rățuștele mele pe apă s-au dus. Rățuștele mele pe apă s-au dus. Stau cu capul în apă și codița în sus. Am și o coreografie, dar n-am cum să vă arăt. Wow, am revenit cu vlogul. Foarte important pentru țară mesajul ăsta. Pe Instagram mă găsiți Amna Oficial și pe Facebook, bineînțeles. Și nu uitați să dați subscribe, pentru că postez în fiecare săptămână episoade noi de vlog.